era neapărat necesar ca la 30 de ani televiziunea română, atât de implicată în evenimente, să facă o poveste mai întreagă, mai coerentă, ca să înțeleagă lumea ce a fost și explicativă. Nu, dar nu explicativă în sensul că să explicăm noi ce a fost atunci. Să rememorăm ce a fost atunci, pentru că nu știe ce a fost. E din auzite. Aia, cu Mircea, fă-te că lucrezi, e o tâmpenie. Sau toată lumea crede că a văzut la televizor, în direct, plecarea elicopterului cu Ceaușescu. Nu e adevărat. Televiziunea era închisă în momentul ăla. N-avea un cum să vadă în direct. La 12:30, 12:40, au intrat pe post Mircea Dinescu și cu Ion Caramitu. Deci, sunt tot felul de lucruri pe care lumea le știe din auzite, le știe dintr-o medie care a și mințit îngrozitor, și de TV și de și scrisă, și trebuie, nu, să ne facem meseria, nu? Mai ales eu, ca să zic așa, că fac asta de 30 de ani. Păi, cred că acum ești un expert. Nu sunt un expert, că nu mă ocup numai de asta. Nici măcar, ar trebui să știu. Dar o să mă bag într-o carte despre și atunci le voi lega mai simplu. Într-o carte și cu DVD, poftim. Sau într-o carte cu un stick incorporat. Da. Ai început cu scurtmetrajul De Crăciun, Amorația de Libertate. Așa mi-am început eu viața cinefilă. De regizor. Și ăla te-a marcat puțin. Cu Cătălina Fernoagă și Alexandru Doru Spătar. Și pentru că a rămas mereu în să fie folosit așa la aniversări, la comemorări, la... E bine că îl dă lumea și e văzut. Pentru că este un film care stă în picioare și azi. Se vede cu foarte mare interes. Stă în picioare și e făcut atunci. Făcut în 90, în iulie 90, da. Exact, da. Cu acele telefoane înregistrate din acele zile, 24-25 decembrie, da. Cum a fost pentru tine, de fapt, momentul ăla? Cum l-ai trăit atunci? Plenar. Mi-am făcut meseria, în primul rând. Adică l-am luat pe Doru Spătaru, eu eram asistent, am luat sacul negru, am băgat 10 cutii de peliculă, i-am încărcat casetele, am descărcat casetele, l-am ținut de spate ca să poată filma traveling pe băieții cu căști pe cap. Mi-a făcut meseria. Am fost peste tot cu el, a venit a doua zi Vlad Păunescu, că aparatura lui era la Buftea și nu se putea ajunge, și-a luat o cameră de la noi. Nu au ieșit foarte mulți operatori de la Sahia să filmeze, să nu crezi că din 40 de operatori au ieșit mulți. Și am filmat cu Vlad Păunescu două zile. Am dus materialul, l-a developat în Buftea. Ne-am dus să luăm cu altă mașină, l-am băgat în proiecție, era tăiat în pozitiv și negativ. Erau imagini din spitalul universitar, cu unii care erau legați de pat, cum au dispărut alea. Aveau teroriștii om la Buftea, printre fetele de la developat, cumva. Înțelegi? Și atunci mi-am zis, și asta era 26-27, mi-am zis, bă, e ceva necurat în povestea asta. Oricum simțeam că e ceva necurat. Până m-a început să fie de tot. Deci cam prin 27 decembrie te-ai lămurit. Da. Nu m-am început să-mi pun întrebări. Să-ți pui întrebări. Mi-am pus și din 26, de fapt. Că noi eram parte din meeting-ul ăla, primul meeting anticomunist, de care spuneau la televizor să nu vă duceți copiii. Au dus-o și pe doamna Doina Cornea și au manipulat-o să spună copiii, duceți-vă acasă, nu, că o să vă împuște. Și... Păi de ce să ne împuște? Era primul meeting anticomunist, făcut de studenți. Da? Bun. Deci din 27 ți-ai pus întrebări. Când ai lămurit, de fapt, cum stau lucrurile? Cam când ai început așa să descifrezi scenariul?
spre zona asta, până spre 12 ianuarie, deja eram lămurit că nu e bine ce se întâmplă. Și nu e cu ușor. Ce s-a întâmplat cu tot materialul ăla filmat, de fapt, în Sahia? Păi, nemai având obligația că doar era revoluție și nu se mai respecta nicio lege, nici măcar a arhivelor, tot materialul filmat a rămas în Sahia, negativ și pozitiv. N-a fost predat la Arhivele Naționale de Film, cum ar fi trebuit. Și atunci cine a pus mâna pe Sahia, a pus mâna și pe materialul ăla, care rămăsese pe sus, pe la negativ, în cutii și s-a prăpădit, știi? S-a furat. O bilă s-a furat și alta s-a pierdut. Înțelegi? Nu spun cine, nu mai spun cine, dar lua că... Da, face film acum, de lungmetraj. Făcând diverse documentare despre evenimentele mm-hmm. din 89, despre urmările acelor evenimente mm-hmm. și tot ce se întâmplă până în ziua de astăzi, cum, ce pași ai făcut ca să ajungi la niște adevăruri? Păi ce pași, Dana? Am citit mult, am vorbit cu mulți oameni, am pus cap la cap, le-am dat o logică, am întrebat încolo și încoace, mi-am dat seama de falsitatea unor lucruri. De pildă, procesul Ceaușescu, sunt singurul care a urlat că s-a mai adăugat și punctul 5, încercarea de a fugi peste graniță în baza unui miliard de dolari depuși în băstrăine, care nu există în proces. Nici în actul lui Dan Voinea, procurorului, nici în actul de condamnare a lui Gică Popa. Ce a fost adăugat la televizor. De grupa asta, Ion Iliescu îi citește lui Aurel Dragoș Munteanu și îi citește cele 5 puncte. Dispozitivul sentinței, da? Și așa apare pe post. Și așa apare în manualul de istorie de clasa 5, 6, 7. Înțelegi? Așa apare tot. Punctul 5 cu tot. De ce? Că a fost un tiran, acum e și hoț, adică când în toată casa aia, din primăverii, toate tablourile aveau pe spate gospodăria de partid, număr, GPE și număr, da? Păi, i le dăduse partidul, înțelegi? Le-a cerut el. Hai că vreau și niște... Înfrumusețați, faceți voi o casă de oameni. Da? Și a venit partidul și i-a dat, nu? N-a făcut muzeu cu toate lucrurile pe care le-a primit, obiectele de ziua lor în fiecare an. El le cerea? Nu! El le oferea partidul, populația, întreprinderile, tot, da? Unde sunt oamenii aia? Azi, după 30 de ani. Ce fac ei? Ce face ăla care trăgea heblu de se stingea lumina? Că nu stătea Ceaușescu la heblu. Da? Ăla nu cumva e pe la electrica pe undeva sau copiii lui sau... Nu mai zic. Mă opresc. Okay. Bine. Câte episoade are serialul? Serialul are 16 acum și în februarie-martie alte 8 sau 10. Pentru că n-am acoperit tot într-o lună și așa următorul termen pentru dosarul Revoluției este în 21 februarie. Deci suntem la zi. Și mai facem. Cam cât material aveți? Dacă ar fi să folosiți tot ce aveți? Eu am filmat în 18 orașe în ultimul an. Tot felul de povești senzaționale și de oameni senzaționali. Și din tot acest puzzle reiesc lucruri foarte clare. Da. Crezi că unii dintre oamenii care au stat de vorba vor fi citați ca martori în vreun proces? Au fost? Păi în orice caz au fost chemați și citați și luați ca martori în dosarul Revoluției. Unii sunt și inculpați, da? Ce am interviu cu Gelu Voican, am câteva
interviuri. Și cu domnul Inescu am vreo 3 interviuri. Da, și cu Petre Roman am câteva. Și cu Teodor Brateș, prietenul meu de la televiziune. Mă da. Gândesc la oamenii ăștia care sunt... Nu, toți au fost chemați. Toți au fost chemați. În... Și sunt citați în... ca martori. În... Sau ca persoane care au pierdut ceva. Nu. Ce te-a impresionat cel mai tare din tot ce ai văzut? Că bănuiesc că îți păstrezi o mică distanță așa față de oameni, pentru că altfel... M-a impresionat o poveste de la Brăila, care este simptomatică pentru Revoluția Română plină de neprevăzut, ca să zic așa, cel puțin. Familia Șoiman, doi frați, ea 18 ani, el 2 ani mai mare, sunt la Brăila, în primărie, ea e furier din 22 decembrie, stă la telefon, frații sunt sistemul de apărare al primăriei. Povestea se întâmplă în 30 decembrie. Povestea se întâmplă în 30 decembrie. Un locotenent lasă un pistol pe masă, îi spune ordonanței să-l curețe. Ăsta îl ia, îl curăță, scoate cartușele, încărcătorul, de... și îl pune din nou pe masă. Fata vine de la toaletă, vine către el și cum stai tu așa în fața mea? Ăsta, frate, îi ia pistolul de pe masă și spune, te împuși, pac! Și pune pistolul și trage. Îi zboară creierii surorii lui. Mama lor devine urmaș de erou martir. Nu? Iar el, peste 2 ani, când apare legea revoluționară, se duce să-și ceară certificat de revoluționar. Nu i-a dat nimeni. Dar faptul că s-a dus mi se pare fabulos. După ce am pușcat-o pe sorsa în cap. S-au tras 12.600.000 de cartușe în Revoluția Română. În 10 zile. Ca într-un război. Cam vreo 3 războaie.